Bună dimineața! Care dimineață? Cum vrei? Nu mai suportăm bătutul la nușă, la nicio oră. Dacă trece, să zic, de ora 11, bătutul e mult mai... E mai suportabil. Suportabil. Hei, deșteptarea! Cu cât scade? 10 jumate, 9, 9 jumate, 8, 8 jumătate, 7... Nu mai pronunța. Eu de regulă mă trezesc la ora 6, 6 jumătate. Noi nu avem cifrele astea pe ceas. Vă trimit astăzi undeva frumos. Unde? O mare, unde îl place la băiatul meu. Vreau să le fac surprize frumoase. Băiatul meu și-a luat brevet de skipper. Și zic, băiatule, acum vreau să te îmbraci repede, pentru că la 8 și jumătate o să fie o competiție cu bărci pe mare. Eu am vorbit cu organizatorii să le dea și nouă niște stegulețe ca să putem să decorăm din lobby la noi. Hai, da, bine, să pun un pic de apă mare. Nu trezește pe băiatul, nu trezesc eu, da. Ia-o, monstru. Eu l-am auzit cam într-un vis, a venit odată și m-am aplicat. A venit odată, vine așa doar ca să te indispună, știi? Dar la ce oră a venit? 6 jumate. La 6 jumate a venit prima? Nu mai suport. Apoi a venit pe la 7. E 7, hai! Aaa, firea asta e, n-ai vis să fiți. Nu vezi așa? Dă-te-mă așa. Stai pe bre, numi gata, acum gata, ne-am trezit, ia uite-ne. Păi ăsta vreți să se vedește? Păi și Liviu s-a trezit, dar face la mișto. Băi, la mișto! Hai o dată! A luat o pernă și a dat în mine. A căzut draperia. Cred că am mâncat cu o pernă sau omor un țânțar cu musca aia de neapăzit. Așa un musca, așa un cap avea. Dacă s-a pus musca pe draperie și a căzut draperia. Urât, m-aș mânca la tata dimineață. Ce-ai făcut? Dă-ți mă cu asta, dă-i cu cutia! Omoară! E un coșmar trezitul de dimineață. Bine, noi ne-am oioșiat. Coșmarul e... E mare frumusețe că te trezești din el. E, din asta noi nu o să ne trezim niciodată.